Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Leu, etalare pentru sfârșit de decembrie, o etalare foarte scurtă, vreau să fie cât mai scurtă și cât mai la obiect. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut în mod special să se arate asul de bâte și regele de cupe. Pentru unii poate să fie, pentru că bâtele în general reprezintă aspecte în semne de foc și dacă aveți aspecte, ascendent, nu obligatoriu Soare, și ascendent, și Lună, și Venus, și Nodul Nord, aveți posibilitatea să întâlniți marea dragoste. Asta e, regele de cupe pentru mine înseamnă dragostea adevărată. Poate pe cineva cu aspecte în semne de apă care vă încântă. E o combinație frumoasă, vă inspiră. Vă inspiră la dragoste sau voi inspirați pe ei la dragoste, la vindecare, chiar dacă ei poate arată mai puțin. Voi sunteți mai excentrici, mai entuziaști, mai la capătul setului de cărți, 10 de spade. Încheiați un ciclu de dureri, încheiei persoanele pe care le veți descoperi, dar în general toți avem dureri, dragii mei. Nu putem să limităm aceste cicluri doar la noi înșine, da? În general, toți avem și dacă într-un fel sau altul se hotărăsc și cei din jurul nostru să pună capăt suferinței, este și mai bine. Interesant, luna în spatele acestor suferințe și 6 de cupe. Dacă sunteți voi care încheiați un ciclu, probabil, cu cineva din copilărie, din familie, din familia voastră sufletească, un personaj foarte sensibil, sau poate voi aveți aspecte în raci sau în alte semne de apă și deveniți voi foarte sensibili, oricum, cineva de acasă, cineva din copilărie, din locul natal, din preajma voastră, despre care probabil n-ați mai știu de despre ei de mult timp. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. O, da. Justiția apare în mod special, nici n-am tăiat. Justiția pentru mine înseamnă karmă, separare, dar vedem în ce context. Chestiuni care țin de tribunal pentru unii dintre voi, dar să sperăm că nu acum de sărbători. Deci, o dată, de 2 ori. De 3 ori. Justiția înseamnă și căsătorie pentru mine, pentru că e un contract. Căsătoria, din păcate, nu ține de dragoste, cât ține de contracte. Și ne vrea să fie posesiunea cuiva, să fie liniștit, să fie sănătos. 7 de monede. Valetul de monede. Împăratul. Împăratul întotdeauna și regina de băte. Mai, 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 mai. Dar ce combinație forte! Hot, hot, hot! Hot, hot, hot! E un împărat aici, e un bărbat. Fatal, poate, pentru unele să fie fatal. Dacă nu e fatal, ar putea să fie căsătorit cu justiția și cu împăratul, casa patra, dar ar putea să fie foarte căsătorit și foarte ocupat cu multe responsabilități. Cu făcutul banilor acasă, cu valetul de monede, cu copii. Să aibă lucruri serioase de făcut, către care își îndreaptă privirea. 7 și cu 1, 8. Eventual și jobul îl preocupă, și copilul, și unde investește, poate un nou proiect, dar sunteți și voi aici, undeva în subconștient. Rămâne de văzut ce apare la clarificări. Leoaica tânără iubirea, da? Nichita Stănescu, da? Citiți-o, poate are legătură. Da, în principiu, dacă sunteți voi, sunteți precauți cu investițiile voastre pentru că știți că vine criza financiară și voi v-ați obișnuit majoritatea, nu fără supărare, cei cu aspecte în leu, au așa un gust pentru lux. Cât ați fi voi de prelucrați, de viață, de situații, mai lei trebuie să strălucească, măcar să aibă, uitați, un mileu cu auriu, cu chestii scânteietoare. Cu alte cuvinte, să fiți înconjurați de un oarecare confort, că până la urmă cei cu aspecte, da, cu ascendent în mod special în leu,
Undeva pe casa publică este Taurul, care reprezintă Venus, frumusețe, confort. Deci aveți nevoie să vă arătați strălucitor într-o formă sau alta. Și pentru asta e nevoie de bani. Sorry, nu? Da. Și banii strălucesc, iar ține de aspectul acesta al oricărei ființe regale, că de fapt regalitatea prin foarte multe se distinge de restul și prin acele foarte multe sunt și banii, evident, dar valorile, capacitatea de a străluci într-o formă și alta. Și atunci, dacă știți că vine criza, da, încercați să fiți precauți cu investițiile voastre, eventual încercați, posibil, ar fi fain. Dacă aveți o idee bună, să investiți într-un nou proiect care să vă aducă stabilitate. Dar încercați să fiți creativi. Dacă aveți un contract de încheiat în acest sens, să aveți grijă cu cine va fi acel contract. Mai vedem, pentru că sunt multe posibilități în cărțile pe care le văd. La capătul setului de cărți, leoaica, leul, puterea. Puterea și doi de bâte. Da, trebuie să alegeți între două personaje eventual. Între a manifesta ceva nou apropo de bani, stabilitatea voastră, împăratul vă poate reprezenta pe voi, doamnelor, chiar dacă sunteți doamne, să fiți în energie masculină, să vă doriți să conduceți, să vă conduceți viața și pentru asta, da, trebuie să investiți cu grijă într-un nou proiect, trebuie să faceți planuri cum să deveniți mai puternici, logic. Logic. Pentru că nu vrem să ne îngenuncheze viața și atunci încercăm din timp să fim precauți și să ne echilibrăm, apropo de justiție, ne echilibrăm viața să facem lucruri. Teoretic ar trebui să fie lucruri corecte, dar mai trăim și mai vedem. Ideea este că la capătul setului de cărți, după niște lacrimi, vedeți aici lacrimile, 5 de cupe, din cauza unei distanțe, din cauza unui personaj cu care ați vorbit voi, ei, cineva a plâns, a suferit din cauza repede distanței, s-a simțit undeva în sufletul vostru dorința de a crea ceva durabil. Din acest motiv ați și suferit voi sau cealaltă persoană. Dacă voi sunteți la distanță, cealaltă persoană a suferit. Sau dacă voi vreți ceva real, de lungă durată și distanța v-a pus în separare, apropo de justiție, sau poate căsătoria cuiva, dar au fost niște regrete. A fost o suferință. Ideea este că acum undeva în subconștient sunteți în pragul în care, între două lumi, da? Că tot e 2021-2022, da? Vă faceți planuri și paletul de monede studiază, vă faceți planuri cum să fiți puternici, cum să manifestați eventual relații de lungă durată, relații stabile și cum trebuie să alegeți eventual între orgoliu, fiți atenți, și dorința de stabilitate, între orgoliu pentru unii dintre voi. Dacă ați avut relații în care a trebuit să vă luptați cu anumite persoane, colaboratori, persoane din familie, iubiți, nu contează, aici este, trebuie să încercați să alegeți ce vreți să faceți, să fiți tot timpul într-o luptă sau să construiți ceva durabil. Dar cărțile care au venit sunt faine, în principiu. Da, m-ați așteptat foarte mult, eventual, pentru acest sfârșit de an. Ați așteptat să vă invite cineva cu valetul sau, da, valetul de monede. Unele dintre doamne așteaptă o invitație din partea unui domn special. Pentru că leoaicele vor bărbați speciali. Și mi se pare normal, nu? Hai să vedem. Eventual, dragile mele, poate este soțul vostru preocupat de job, de finanțe și printre altele s-ar putea să vă facă și un cadou, eventual. Eventual. Ce vine în mod special? Ia uite, îl pun deoparte, justiția și 9 de băte. Dacă ați vorbit cu un personaj destul de căsătorit, în lume și eu destul de căsătorit, au fost blocaje, da? Blocajele acestea, astea sunt, poate că au fost blocaje și încă, vedeți aici cărțile, cum le-am pus, le-am acoperit, da? Blocajele nouă de bâte, poate au fost și în căsătoria voastră, niște situații, da?
în care a trebuit să stați în picioare, să vă luptați. Apropo de ce am zis, ideea este cum? Ce faceți? Vă luptați tot timpul sau aveți nevoie de parteneri cu care puteți colabora, puteți crea? Astfel de monede e o manifestare a unei creații, da? Și regina de bâte este foarte creativă. Să creați ceva special, nu să stați în lupte și în blocaje. Hai să vedem. Clarificăm cărțile pentru Soare, Luna, Venus, Ascendentul, Nordul, Leu. O dată, de două, de trei ori și tai. Ok. Trei ori. Nouă de spade. Nebunul, da, vrei să începe ceva nou. Asul de cupe, se apare la toată lumea nouă dragoste. Bravo! Și patru de monede. Interesant. Dar trebuie să alegeți. Am scos în continuare, deci trebuie să alegeți. O să vorbesc despre aceste cărți care au venit undeva mai în spate, mai încolo. La capăt, interesant, iar apare valetul de monede. Poate aveți bucurie cu un copil, da? O petrecere, un copil, vă întâlniți pentru unii dintre voi pe care nu vă interesează prea mult informații despre copiii voștri, pentru că vă interesează despre voi, mi se pare normal. Vă doriți, ori voi, ori altcineva din preajma voastră, vedeți unde este, unde se va potrivi acest mesaj, pentru că poate să fie în viața celor din jurul vostru. Este o întâlnire cu un suflet pereche, doi de cupe, da, și trei de cupe. Întâlnirea cu sufletul pereche și valetul de monede înseamnă și ieșire undeva, la o plimbare, un dar, o situație care se rezolvă printr-o întâlnire. Asta vă doriți în subconștient și asta se manifestă într-un mod foarte subtil. După, ia uitați, după 5 de cupe. 2 de cupe apare după 5 de cupe. După perioada aceea de, ia uite, cineva a fugit. Da. În povestea, în viața voastră, există un personaj care fuge de dragoste. Sau care a fugit de dragoste. Dar mai devreme sau mai târziu vă veți întâlni cu acest suflet pereche și veți avea momente deosebite. Asta pentru că ați așteptat foarte mult. 7 de monede și 9 de spade îmi sugerează faptul că ați așteptat până acum la sfârșit de an. Ați lucrat în grădina voastră, poate unor v-ați făcut prea multe griji, dar ați încercat să contrabalansați acest stres mental cu munca în grădină, cu munca acasă, cu munca la job, da, cu o viață care nu prea vă reprezintă. Dar dacă ați așteptat pe cineva, se pare că totuși această așteptare se fructifică, se manifestă, da? Am văzut mai devreme 2 de cupe și 3 de cupe, da? Cele două suflete care se întâlnesc și au momente speciale împreună. Eventual vă întâlniți la o petrecere, 3 de cupe înseamnă prieteni, într-un grup de prieteni, la o petrecere, posibil și asta. Și atunci se va manifesta și discuția și acel nou și unul dintre voi va risca să ofere nu doar o discuție, ci o cupă. Și o cupă foarte interesantă, o cupă care aduce stabilitate. Și când vorbesc de cupă, vorbesc de emoții, de suflet, de vulnerabilitate. Doamnelor, dacă așteptați un bărbat puternic, acesta vă iubește, are asul de cupe în sufletul său, are o dragoste mare.
Dar lucrurile nu s-au manifestat pentru că și voi ați ținut de ceva. 4 de monede. Poate ați fost prea încăpățânate, doamnelor. Poate ați ținut prea mult la tradiție să vă curteze într-un anume fel. Și din acest motiv au fost probleme în comunicare. Și aici este provocarea acestui sfârșit de an. Alegeți să vă implicați înspre fericirea voastră, așa văd cărțile, să vă implicați, să comunicați deschis, să vă bucurați de viață, de prieteni, de orice vine frumos spre voi, sau alegeți să stați ori într-o relație karmică, mare grijă, ori în relații tradiționale care, dragele mele, nu vă reprezintă. Aici trebuie să alegeți. Cineva are o dragoste specială, împăratul. Și asul de cupe. Posibil un personaj cu marcaj puternic în semnul berbecului sau în semnul taurului. Dar poate să fie oricine altcineva. Poate să fie orice altă zodie. Este un personaj puternic. Și voi sunteți puternice. Și aici este provocarea. Doi oameni puternici. Din doi oameni puternici, întotdeauna unul trebuie să-l lase. Și atunci, aici este alegerea pe care va trebui să o faceți, după cum vedeți, da? Veți fi puși în postura în care ceva se poate manifesta de la zero, ceva frumos. În ce context? Profesional, sentimental, al sănătății, variază, da? Ceva nou, frumos, cu viitor sau de viitor. Dar oricine ar fi acest personaj foarte puternic care vine în preajma voastră, repet, poate să fie și colaborator, și un viitor iubit, și o mare dragoste, da? Oricine ar fi, este cel puțin la fel de puternic ca voi sau poate chiar mai puternic și atunci unul dintre voi va trebui să lase. Și aici este provocarea. Alegeți. Alegeți să vă implicați, să comunicați, să fiți fericite, să manifestați această energie pozitivă, da? Și nu să țineți la tradiții, că ar trebui să se poarte într-un anume fel, că ar trebui să fie, eu știu, într-un anumit tipar, că nu a manifestat ceea ce aș fi vrut eu, ce, da? Sunt niște lucruri care țin de tradiții. Atitudinea aceasta un pic reținută. Aveți o reținere, domnilor, clar, aveți o reținere. Și reținerea asta vă pune în poziția în care trebuie să vă relaxați, eventual, cu acest soare, să comunicați deschis și să puneți pasiune fără rețineri. Pentru cine o vorbi, rămâne de văzut. Sper că v-a plăcut. Cărțile arată superb. Rămâne, depinde de voi, de noi, cum le manifestăm. Pentru că aceste cărți sunt oportunități, sunt energii. Pentru unii se vor manifesta mai repede, pentru alții mai încet. Dar restul depinde de noi. Da? Cam asta vă ofere Universul în această perioadă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Pa, pa!